Șase copii din Bulgaria au fost internați în stare gravă în spital după ce ar fi mâncat biscuiți cu cannabis. Minorii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani ar fi primit biscuiți de la niște necunoscuți. După ce au consumat dulciurile, copiii au ajuns în stare gravă în secția de toxicologie a Spitalului Universitar din orașul bulgar Pleven. Medicii spun că micuții sunt în stare gravă cu momente de pierdere a conștiinței. Ei au fost duși la terapie intensivă, iar în prezent sunt în stare stabilă, dar somnolențe, explicat purtătorul de cuvânt al unității medicale. Minorii au declarat ulterior că au primit pachetele cu biscuiți de la niște străini. Departamentul pentru protecția copilului a declanșat deja o anchetă, iar polițiștii s-au autosesizat în acest caz și au deschis un dosar penal. Un caz similar, vă reamintesc, a fost raportat și în România săptămâna trecută, când o copilă de numai 3 ani a ajuns la spitalul de urgență din Constanța după ce a mâncat dulciuri cu marihuana. Drogurile au fost aduse la inaugurarea unui salon de înfrumusețare din oraș de către un român stabilit în America. Individul venise pe litoral pentru trafic de marihuana și a fost arestat în momentul în care voia să intre la un mare festival de muzică de pe litoral.